Bine, acum să trecem la lecția 3. Lecția 3, astăzi vom urmări un exemplu care e minunat și exemplul lui Mardocheu ca și metru asupra Ester. Și o să dau știri de la început. Săptămâna 3. Un mentor bun poate să împărtășească altora înțelepciunea pe care o dobândește în umblarea sa zilnic cu Dumnezeu, precum și experiențele sale de viață. El îl protejează pe ucenicul său și îl învață pentru că acesta se poate fi folosit în totalitate de Dumnezeu. În Biblie, relația dintre Mardocheu și Estera este un astfel de exemplu, o istorie minunată a protecției, îndrumării și provocării de a urca spre înălții mai mari. Estera este un ucenic extraordinar. Haideți acum să citim Estera, capitolul 2, versetul 10, 11 și 20. Și împreună când vom citi, să notăm cuvântul Estera și Mardocheu. Vă place cum obișnuim să facem de obicei, când o să ajungem la cuvântul care trebuie să-l notăm, să-l rostim toți împreună. Să începem să-l citim. Estera nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici nașterea, căci Mardocheu o oprise să vorbească despre aceste lucruri. Și în fiecare zi, Mardocheu se ducea și venea înaintea curții casei femeilor, ca să afle cum îi merge Estere și ce se face cu ea. Estera nu spusese nici nașterea, nici poporul, căci o oprise Mardocheu. Și ea urma acum poruncile lui Mardocheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. O și el. Da. Discutați. Care a fost relația dintre Mardocheu și Ester? Haideți să vedem cine spune textul ăsta despre relația dintre Mardocheu și Ester. Așa, tată și fiică. Bun. Încă. Ca un mentor, ca un învățător, dar de partea Esterii? Ascultătoare. Spune, ea nu s-a făcut cunoscut nici poporul, nici naștere, pentru că așa i-a poruncit mentorul ei Mardocheu. Ea ascultă de cel care o sfătuiește, dă dovadă de ascultare. Într-o relație bună, totdeauna se vede ascultare a ucenicului față de mentorul lui. Următoarea întrebare. Care a fost trăsătura de caracter principală a Esterei atât înainte de a deveni împărăteasă, cât și după aceasta? Ascultare. Ascultarea ei a fost cheia în relația care a avut-o cu Mardocheu. Ascultarea ei. Cum și-a format ea această trăsătură de caracter? Și găsesc 20 ne răspunde la asta. Cum și-a format această trăsătură de caracter? Deci că ea nu a apărut așa de... Aici spune... De când îi urma? Cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. De mică. Ea și-a făcut o deprindere de mic să fie ascultătoare de mentorul ei. Vedem că de mic îți poți forma caracterul tău și poți forma și crește ascultarea ta. Asta nu e un lucru care apare peste noapte. Trebuie să fii o deprindere. Și vedem că la Estera asta a fost, spune, din copilărie. Următoarea întrebare. Cât de mult i-a păsat lui Mardocheu de bunăstare și prosperitatea Esterei? Așa. Nu cred că era un om care nu avea ce face. Dar spune chiar dacă lucrurile își pășea timp și în fiecare zi, spune. În fiecare zi sucea să se interesa ce este cu Ester. În fiecare zi au pus timp deoparte, duc să se intereseze care era starea Esterei. Încă, cum mai vedem s-o putat Mardocheu cu ea? Ați văzut că el se folosește cuvântul i-a poruncit. El totdeauna îi spunea exact ce să fac, el știa ce să spui, el îi spunea exact.
Un mentor bun nu-ți spune hai du-te în sat și ăla să începe cu aproximație, da? Și în timp de o săptămână să ai 10 oameni în biserică, timp de un an 200, da? Îți spune instrucțiuni concrete ce să fac. Bine, important, rubrica e importantă. Fiind aleasă de curând ca împărăteasă, Estera nu cunoștea avantajele și dezavantajele vieții de la curtea împărătească și nu-și dădea seama că are dușman chiar între oamenii de încredere a împăratului. Este vorba de Haman, care este dușmanul evreilor. Mardocheu nu numai că îl cunoștea pe dușman, dar cunoștea și planul acestuia. Ca mentor, el o provoca pe Estera în poziția pe care o are, împărtășindu-i această cunoaștere pentru ca ea să acționeze. Pentru a vedea cum o sfătuiește el mai departe, să citim Estera capitolul 4, care este la pagina 21, versetele de la 7 la 8, de la 10 la 11 și 13 la 16. Și în timp ce vom citi, iarăși vom avea denotat cuvântul Mardocheu, Haman, adăugăm Iudiei și Estera. Pentru a nota, puteți folosi creioane colorate, dacă aveți, dacă nu, le notați sub semne diferite, ca să ne fie mai ușor să le urmărim după aceea. Și Mardocheu i-a istorisit tot ce i se întâmplase și i-a spus suma din argint pe care făgăduise Haman că o va da pisterie împăratului în schimbul măcelăriei iudeilor. I-a dat și cuprinsul poruncii vestite în Susa, în vederea nimicirii lor, ca să o arate Esterei și să-i spună totul. Și a poruncit ca Estera să se ducă la împărat, să-l roage și să stăruiască de el pentru poporul său. Său, da. Său la Estera, dar poporul cine? Evrei. Evrei sau iudei. Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardocheu. Mardocheu. Toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea dinăuntru, fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viață, căruia îi întinde împăratul toiagului, împărătesc din aur. Și el este el, da? N-am fost chemat la împărat de 30 de zile. Mardocheu a trimis următorul răspuns Esterei. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii, pentru că ești în casa împăratului. Ții și tu tot la Esteră se referi. Și iudeii la poporul iudeu. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte, pentru iudei, și tu, și casa tatălui tău, veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Estera a trimis să spună lui Mardocheu, du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați nici să beți. 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicile mele. Apoi voi intra la împărat, în ciuda legii, dacă va fi să pierd, voi pieri. Avem câteva întrebări la textul nostru. Ce știam, prima întrebare, ce știam Mardocheu și nu știa Estera? Situația din țară. Așa, omul știa situația din țară. Care e dușmanul iudeilor? Știa dușmanul. Și planul de el. Știa și planul, da? Știa și planul. Care e planul de Haman?
Bun. Următoarea întrebare. Cât de periculos pentru Estera era pentru Estera lucrul pe care ea nu știa? Te-a spart viața. Ia uite versetul 4 spune, căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și slăbirea va veni din altă parte pentru tine. Și tu și casa tatălui tău, și e sigur. Veți pieri. Veți pieri. Și versetul 3 spune, nu? Nu, tu nu crezi că dacă ești în casa împăratului, pe tine te scuză asta. Tu tot ești din poporul nostru. Cum a ajutat o cunoaștere respectivă să-și formeze o perspectivă corectă asupra vieții? A ajutat asta cumva pe Nesa sau nu? Ce a început să gândească el după ce i-a spus, după ce a provocat-o Mardochie? Că pentru asta și-a ajuns în casa împăratului. Eu înțeles că pentru asta a ajuns în casa împăratului. Ea a înțeles că pentru asta... Și dacă ne uităm mai sus, versetul 16, după ce o să postească, ce a spus ea? Ce mai înțeles un lucru foarte important? Chiar dacă mor, da, eu o să mă duc la împărat. Ce a înțeles ea că viața ei e importantă? Ea a înțeles că ei acum acolo are misiuni. Și trebuie să facă, indiferent dacă asta chiar o costă viața. Indiferent de că asta o va costa viața, iar oricum va merge și va îndeplini. Sau acum, sau mai târziu, oricum avea să o coste viața. Da, sau acum, sau mai târziu, era să o coste viața. Dacă o acționat, costă roagă. Da, frumos a acționat ea. Cum a fost ea provocată de către Mardochie? Cum a fost provocată? E spus simplu. Dacă nu te duci tu, băbirea oricum va veni, dar din altă parte. E Mardochie cum se provoace. De ei el cum se provoace, da, exact. El a provocat-o cu persoanele dragi, a spus că și tu și tot ce e drag ție o să moară. Un alt lucru care, cum a provocat-o, i-a spus. I-a spus ei direct. Nu crezi că dacă ești în casa împăratului, cumva asta îți scăpi. Tu ești la același nivel ca și noi. E spus viitorul. E spus viitorul, da. Fără ca să nu meargă la niștoia. Da. Ce decizie a luat Estera, bazându-se pe ceea ce știa despre Dumnezeu, de la mentorul ei, când a aflat de pericolul care o pâldea? Trebuie să postească tot. Foarte frumos, da? Da. Primul lucru ce a făcut, după ce au văzut ce misiuni grea are, ce a zis, du-te, strânește poporul și postiți. Postiți? Toți. Toți. Toți, duceți-vă și postiți. Și inclusiv și eu, spus, și eu cu slujicile mele din curtea împărătească o să postez și eu. Și apoi, spune, va intra la împărat. Vedeți, un ucenic ascultător, dacă a văzut la învățătorul lui discipline, de post și rugăciune, atunci când vine problema, el știe ce trebuie să facă. O pune înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu să dea izbăvire. Vedeți, eu am înțeles. Misiunea e grea, mă costă viața, fără Dumnezeu nici cum. Ce un lucru care tare trebuie să învățăm toți. Bine. Acum, citim mai departe Estera capitolul 5. Estera capitolul 5, primele 8 versete. Și iarăși, acum anotăm Estera, împărat și Haman. Începe deja planul, îndeplinirea planului. A treia zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești și a venit în curtea dinăuntru a casei împăratului. Înaintea casei împăratului, împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc, în casa împărătească, în fața ușii casei. Când a văzut împăratul pe împărăteasă, Estera, în picioare în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui, la împărat, da. Și împăratul a întins Esterei, toiagul împărătesc, pe care îl ținea în mână. Estera
s-a apropiat și a atins vârful toiagului. Împăratul i-a zis, ce ai tu, împărăteasă Ester? Și ce cere? Chiar dacă ai cere jumate de împărăție, îți voi da. Estera a răspuns, dacă împăratul găsește cu cale să vină împăratul astăzi cu Haman la ospățul pe care i l-am pregătit. Și împăratul, tot notăm împăratul, a zis, duceți-vă îndată și aduceți pe Haman. Haman tot trebuie să notăm. Cum dorește Estera. Împăratul s-a dus cu Haman la ospățul pe care îl pregătise Ester. Și pe când beau vin, împăratul a zis, Ester, care este cererea ta? Ea îți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere o jumătate de împărăție, o vei căpăta. Ester a răspuns, iată ce cer și doresc. Dacă am căpătat trecere înaintea împăratului și dacă găsește cu cale împăratul să-mi împlinească cererea și să-mi facă dorința, să mai vină împăratul cu Haman și la ospățul pe care îl voi pregăti și mâine. Voi da răspuns împăratului după porunca lui. Interesant. Bine. Trebuie să discutăm despre curajul și înțelepciunea de care a dat dovadă Estera când a pășit pe grădință și a intrat în prezența împăratului. Cum credeți că au ajutat-o rugăciunile și postul în această situație? Sigur, în primul rând, da, să-ți spun. Asta i-a dat... Trezii. Ca să... Trece și împăratul tot iubirea. Eu dat trecere și nu m-am avut îndrăzneala să mai chem eu de-aia. Da? Interesant. Eu căpătat în credere. Căpătat în credere. Și alt lucru, cum am mai răspuns ce frumos, da? Ce-o zis împăratul? Îi împlinește, cere ce vrei, spune. Și îți voi da. Îți voi da. Orice vei cere, îți voi da. Cine a făcut ca Estera să capte trecerea înaintea împăratului? Dumnezeu. Dumnezeu. A ajutat postul care l-a ținut tot poporul, da? Și ea inclusiv. Dumnezeu dă izbândă atunci când venim și punem cererea noastră înaintea Lui și mijlocim pentru tot ce vrem. A schimbat trecerea de care s-a bucurat înaintea împăratului provocarea pe care Estera o avea pentru el? Înțelegeți întrebarea? Ea a căpătat trecere, s-a bucurat că a căpătat trecere. Dar dacă vă amintiți, ea a fost provocată de Mardocheu. Faptul că ea a căpătat trecere, a schimbat provocarea ei? La ce a fost provocată? Cine își amintește? Ce a spus versetul 14 și anterior, capitolul 4? Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte, pentru idei. Și tu și casa tatălui tău vei speri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Care a fost provocarea? Să mijlocească pentru poporul. Da, să mijlocească pentru poporul ei. Acum, faptul că i-au căpătat trecerii, i-a schimbat provocarea ei? Sau nu? Ea până la urmă a mers și a îndeplinit ce a avut de făcut. Da, înseamnă că a schimbat? Noi de multe ori, după ce primim ce cerem, uităm de ce trebuie să facem noi. Ea a cerut înaintea lui Dumnezeu trecere, înaintea împăratului. O căpătat. Și respectiv ea împlinește provocarea care a fost, la care a fost provocat. Tu ești amul, ești în curtea împărătească. Mijlocești pentru poporul nostru. Deci nu a fost schimbată. Provocarea ei nu a fost schimbată. Nu a fost schimbată, cea din contra o folosit. A folosit faptul că împărăteasă, a avut trecere înaintea împăratului
ca să meargă să mijlocească în poporul său. Ia puteți spui eu și mai de împărățâie și cum și da. Vrei, e treaba lor, dar mă dai, eu am bani și gata, și mă duc în altă țară. Și repede, ne-am făcut bine. Hai să ne amintim, îți spune, vă amintiți care era provocarea pe care trebuia să-i fac față Esteri? Citiți Estera 4:8 și spune așa, i-a dat și cuprinsul poruncii vestite în Susa, în vederea nimicirii lor, ca să arate Esterii, să spună totul. Și a poruncit ca Estera să se ducă la împărat, să roage și să stăruie de el pentru poporul său. Vedem, iarăși provocarea, să meargă la împărat și să mijlocească, să mijlocească pentru poporul său. Asta era provocarea mare. Tu, acum e moment, tu ești în această postură de împărăteasă, ăsta e momentul tău când tu trebuie să mijlocești pentru poporul nostru. Asta era provocarea. Haideți să vedem cum se desfășoară evenimentele mai departe. Cum își duce ea provocarea asta până la bun sfârșit. Într-o aceasta citim Estera, capitolul 7, primele 7 versete și versetul 9 și 10. Și notăm de asemenea Estera, împărat și Haman. Începem să citim. Împăratul și Haman s-au dus la ospăț la împărăteasa Ester. În această a doua zi, împăratul a zis iarăși Esterei, pe când beiau vin, care este cererea ta, împărăteasa Ester? Ta și Ester. Ea-ți va fi împlinit. Ce dorești? Chiar dacă ai cere o jumătate de împărăție, o vei căpăta. Împărăteasa Estera a răspuns, dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsești cu cale, găsește cu cale împăratul, dă-mi viața, iată cererea mea, și scapă pe poporul meu, iată dorința mea, căci eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, junghiați și prăpădiți. Măcar dacă am fi vânduți să fim robi și roabe, aș tăcea, dar vrăjmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Împăratul, Ahasveroș, a luat cuvântul și a zis, împărătese Estera, cine și unde este acela care are de gând să facă așa? Estera a răspuns, apărătorul, vrăjmașul, apăsătorul, vrăjmașul este Haman, răul acesta. Haman a rămas îngrozit în fața împăratului și a Esterii și a împărătesei. Și împăratul, în mânia lui, s-a sculat și a părăsit ospățul și s-a dus în grădină ca să-i împărătești. Haman a rămas să-și ceară viață de la împărăteasa Esterii. Căci vedea bine că pierderea lui este hotărâtă în mintea împăratului. Și Harbona, unul din famili, a zis în fața împăratului, iată spânzurătoare pregătită de Haman pentru Mardocheu, care a vorbit spre bine, binele împăratului. Este ridicat în casa lui Haman, la o înălțime de 50 de coți. Împăratul a zis, Haman să fie spânzurat pe ea. Și-au spânzurat pe Haman, pe spânzurătoarea pe care o pregătise el, pentru Mardocheu, și mânia împăratului s-a potolit. Haideți să vedem, să răspundem la următoarele întrebări. Cum a fost Estera, cum a făcut față Estera provocării ei? Cum a făcut față Estera provocării ei? Au făcut față, nu au făcut? Da, au făcut în Brăzneală. Da. După ce au căpătat trecere la împărat, au căpătat încredere și îndrăzneală, când erau la ospăț, i-au spus care e dorința ei. Nu s-a grăbit să vorbească. Da, asta e foarte important. Ea nu s-a grăbit să vorbească. A așteptat momentul potrivit. Așteptat momentul potrivit. Cum i-a răspuns împăratul la cererea ei? Ce ziceți?
cum mă răspunde? Care a fost prima reacție a lui? În mânia lui a ieșit de la ospăț. I-a trecut dorul de ospăț. Pune s-a mânia. S-a mers în grădină. Ce hotărâri a luat el? Acolo Domnul nu mai trimis cineva să-i aducă aminte. Da, Domnul. O trimis cineva să-i amintească împăratului. Trimis să-i amintească împăratului și atunci împăratul ce hotărâri a luat? Haman, pedepsit, înjurat. Și mi s-a păcat, el s-a mâncat. Care în ea? Exact. E frumos. Cum a căpătat trecerea Estera înaintea împăratului? Cum s-au întors lucrurile? Cum îl descrie Estera pe Haman? Cum îl descrie? Trei calități. Apăsător, vrăjmaș și rău. Apăsător, vrăjmaș și rău. Apăsător, vrăjmaș și rău. Important. Estera ia în serios sfatul mentorului ei și informațiile pe care acesta le are despre dușmanul lor. Ea înțelege provocarea care îi stă în față și că a ajuns la împărăție pentru o vreme ca aceasta, ca să intervină pentru poporul ei. Înțelepciunea lui Mardoheu, combinată cu ascultarea Esterei, a adus-o pe Estera în situația în care să-și poată folosi la maxim poziția și abilitățile. În următorul capitol, Estera și Mardoheu lucrează împreună pentru a scăpa poporul de uneltirile dușmanului care dorea să-i nimicească. Ați văzut ce secret frumos ne spune noi aici? Ce-o contat aici? Spune înțelepciunea lui Mardoheu, înțelepciunea mentorului, combinat cu ascultarea ucenicului, dau rezultat frumos. Da? Înțelepciunea mentorului și ascultarea ucenicului dau rezultat frumos. Da? Foarte frumos. Acum mergem mai departe, în capitolul 8. Esterea capitolul 8. Voi citi primele trei versete, după aceasta de la versetul 13 până la capitolul 9 cu versetul 1. Și trebuie să urmărim iudei și veselie și bucurie. Notăm iudei, veselie și bucurie. Estera capitolul 8, începând cu versetul 1. În acest zi, împăratul Ahasveroș a dat împărătesei Estera casa lui Haman, vrăjmașul iudeilor. Și Mardoheu a venit înaintea împăratului, căci Estera arătase legătura ei de rudenie cu el. Împăratul și-a scos ineul pe care îl luase înapoi de la Haman și l-a dat lui Mardoheu. Estera, din partea ei, a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. Apoi Estera a vorbit din nou înaintea împăratului. S-a aruncat la picioarele lui, a plâns, l-a rugat să oprească urmăririle răutății lui Haman, Agagitul, și izbânda planurilor lui împotriva iudeilor. Aceste scrisori cuprindeau hotărârea care trebuia vestită în fiecare ținut și dădeau de știre tuturor popoarelor că iudeii stau gata pentru ziua aceea ca să se răzbune pe vrăjmașii lor. Alergătorii, călăreții pe cal, călare pe cal, ce s-o greșat, alergătorii, călare pe cai și pe catâri au plecat îndată și în toată graba după porunca împăratului. Hotărârea a fost vestită și în capitala Susa. Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească albastră și albă. Pretutindeni unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui a fost între iudei, bucurie și veselie, ospețe și zile de sărbătoare. Și mulți oameni dintre popoarele țării s-au făcut iudei, căci i-a apucat frica de iudei. Interesant, da?
Și ultimul verset din capitolul 9. În luna a 12-a, adică luna Adar, în a 13-a zi a lunii, ziua în care avea să se aducă la îndeplinire porunca și hotărârea împăratului, și când vrăjmașii iudeilor nădăjduiseră să stăpânească peste ei, s-a întâmplat tocmai dimpotrivă, ca iudeii au stăpânit asupra vrăjmașilor lor. Frumos! Înseamnă omul potrivit la locul potrivit. Da, aici tot. Opționat și Dumnezeu. Da, dar El a făcut tot prin oamenii ăștia. Prima întrebare. Care au fost consecințele intervenției Esterei și a lui Mardocheu înaintea împăratului? Au schimbat planul dușmanului. Salvarea poporului. Salvarea poporului. Salvarea poporului. Încă? A oprit nimicirea. A oprit nimicirea. Și a apărut o scrisoare, o hotărâre. Vă uitați în versetul 13. Puneți, dădeau de știre tuturor popoarelor că iudeii sunt gata pentru ziua aceea ca să se războie pe vrăjmașii lor. El a luat o lege care dădea prioritate iudeii. Dar dreptul ei să-i omoare. Da. Sunt toți lucrurile invers. Da, da, oricine era vrăjmaș cu iudeu, are dreptul iudeului să-i omoare. Încă un alt lucru. Au stăpânit peste vrăjmașii lor. Și cum e acum la dânsul? Care era starea lor? Bucurie și veselie. Oriunde erau idei, eu zic că era veselie și bucurie. Interesant. Bine. Și un alt lucru, tot în versetul 17 spune. Și mulți oameni din popoarele țării s-au făcut iudei, căci ei apucați frica de iudei. De ce au fost iudei fericiți și bucuroși? S-au învățat. Nu mai erau vânduți deja ca să fie... Vedeți că când a spus Estera împăratului, noi nu suntem vânduți măcar să fim robi. Suntem vânduți ca să fim nimiciți, prunghiați. Da? Dacă eram vânduți ca să robi, nu ne supăram. Tăceam. Da? Și acum vedem că motivul fericirilor care, că deja ei stăpânesc pe vrăjmașul lor, nu mai sunt nimiciți, vânduți. Cum a schimbat răul în bine în zilele de sărbătoare? Cum a schimbat răul în bine în zilele de sărbătoare? Ce era în zilele de sărbătoare? Nu am mai răspuns. Veselie și bucurie. Oamenii deveneau iudei. Era bucurie, veselie, pune fericire, bucurie, veselie și slavă. Iată versetul 16. Și dădeau slavă lui Dumnezeu. La bucurie, veselie și dădeau slavă lui Dumnezeu. Pentru minunea care s-a întâmplat. Care au fost beneficiile de care au avut parte Estera și iudeii pentru că Mardocheu și-a îndeplinit rolul de mentor, i-a împărtășit Esterei informațiile pe care le avea și a provocat-o să-și folosească poziția pentru a interveni pentru poporul ei într-o vreme ca aceasta? Ce beneficii? Să le amintim. Așa. Au schimbat. Da? Legea în stat s-a schimbat. Legea s-a schimbat. Mm-hmm. Pentru Mardocheu, ce-a primit Mardocheu? Da? Inelul, împăratul, poziție. Mardocheu a primit poziție în curtea împărătească. Oamenii din alte popoare vreau să fie iudei. I-a apucat frica. S-au schimbat lucrurile. Din robi au ajuns fiii stăpânească. Stăpânească. A fost dat în creierii. Istoria a rămas în istorie.
Esterul a rămas în istorie, da? Ce exemplu frumos de ascultare. Și de îndrăzneală. De ascultare, de îndrăzneală. Bine. Ultima întrebare, revin. Mardocheu a fost un mentor bun, pentru că s-a bazat pe promisiunile lui Dumnezeu și pe cunoștințele sau informații pe care le-a avut despre dușman. Faptul că Mardocheu și-a îndeplinit rolul de mentor a dus la o schimbare crucială în viața Esterii și a iudeilor. Poporul din care făcea parte și ea, și poporul din care făcea parte și ea. Deoarece lui a păsat destul de mult de ceilalți pentru a-și investi viața și a se implica în viața Esterii. Jalea s-a transformat în bucurie. Cum ai putea o influența pe o persoană pe care o știi, prin cunoaștere pe care o ai despre Dumnezeu și planul său de mântuire a oamenilor? Cele o întrebare practică. Vezi, Mardocheu știa dușmanul, Mardocheu știa planul. I-a spus, o direcționat-o pe Ester, i-a spus ce să fac, cum să fac, pentru ca să Dumnezeu să le izbăvească poporul. Și avem următoarea întrebare pentru noi. Cum noi putem influența o persoană pe care o știm, știind că Dumnezeu, știm despre Dumnezeu și despre planul Său, despre mântuirea oamenilor? Hai să vedem câteva lucruri. Înseamnă a trecut câteva prin niște asemănătoare și vedeai că o pildă, nu că... Să fie o pildă. Cum am putea influența? Spui omului așa cum este, adică... Nu... Să-i arăți omului, să-i arăți... Ați văzut că el a spus. El era pericolul de moarte, dar el nu... El a spus că nu uita că tu, în vremea asta, nu, la moment, ești în casa împărată, în curtea împărătească, pentru ca să aveți popor. Dar nu... Noi, cum putem influența? Știm că Dumnezeu e Mântuitorul Lumii, dar cum putem influența o persoană? Să-i spunem spre vrăjmașul nostru, a tuturor oamenilor. Când avem o nevoie mare, începem cu post și rugăciune. Bine. Când avem o nevoie mare, primul lucru, cum pot să-l influențez, asta e să apelez eu la Dumnezeu în post și rugăciune. Și atunci omul vine. N-ați auzit la mulți întreabă, băi, dar și vă rugați așa de mult? Mult, și vă rugați, una, două vă rugați, și poate nu puteți face singuri. Oamenii nu înțeleg importanța de a se ruga, nu înțeleg de a veni înaintea Dumnezeu și nu înțeleg că Dumnezeu e Cel care dă izbăvire. Și noi trebuie să fim un exemplu în asta, în primul rând. Și să vorbesc cu oamenilor despre mântuire, pentru că Dumnezeu ne dă mântuire, să vorbesc, să arăt asta în faptele mele, în deciziile mele, în tot ceea ce fac el, ca să vadă. Și un alt lucru care l-am văzut la Mardocheu, am văzut că el în fiecare zi se interesa de Esteră. Dacă știu o persoană, mă interesez în fiecare zi despre ea ca să-i pot da direcție. N-am cineva care sunt mentor. Mă interesez de starea lui. Îi dau direcții concret, ce să fac, îi spun exact așa cum a făcut și Mardocheu. Bine. Concluzii. Câteva concluzii. Hai să vedem noi câteva concluzii și după asta le citim și pe astea care le avem în manual. Câteva concluzii care mi-au rămas nouă ca și mentor. În exemplul lui Mardocheu, în exemplul lui Estera, ca și ucenic. Avea relații bune cu cei care erau supuși, adică slujnicile. Nu urci vârcări, poți să-i spui, nu mânca de zile și nu vie, am o problemă, da? Înseamnă că avea relații foarte bune cu slujnicile, cu fanelul care era pus sub... Și-a amintit în baracul. Da, și-a amintit iar și adică țineau, toți țineau la dânsa. Nu știu, țineau. Ce concluzii? Mărturie frumoasă. Avea mărturie frumoasă. Nu s-a ridicat în sus, chiar să părăzească. Da, și faptul că a căpătat trecerea asta, nu a împiedicat-o prinsa să se împlinească scopul care îl avea.
I-a putea spune, cum a spus și fratele Andreș, i-a putea spune, eu și mai împărăției, am bani deja, am poziții, gata, stau liniștite, dar voi da, mă descurcați-o fără mine. Da? Nu știu... Nu a fost egoist. Nu a fost egoist, da? Era gata să jertfească viața pentru poporul ei. Gata să jertfească. Spune, postim și după asta mă duc la împărat. Chiar dacă voi pieri, spune, eu mă duc. Mă duc. Un ucenic adevărat e gata să meargă până la moarte, numai să împlinească ce a zis învățătorul lui. Frumos așa spune, combinația, da? Combinația perfectă într-o lucrare este înțelepciunea liderului și ascultarea ucenicului. Nu poți face o lucrare, lucrarea lui Dumnezeu, poate alte lucruri poți, dar lucrarea lui Dumnezeu nu poți face dacă tu, ca și mentor, nu ești înțelept, dar înțelepciunea vine din cunoașterea Cuvântului Dumnezeu, dacă nu-ți pui timp să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu și dacă nici ucenicul nu îți dă ascultare. Combinația perfectă pentru a face lucrarea lui Dumnezeu e înțelepciunea mentorului și ascultarea ucenicului. Și atunci Dumnezeu face minuni și schimbări, cum a făcut și pentru poporul iudeu în perioada asta grea. Adică Mardoheu își iubea poporul, el păsa, dacă nu-i păsa, nu avea să putea să caute, să-l salveze cu orice preț. Poporul, îi păsa de el, vrea să-i scape și chiar dacă era în joc viața Esterii, el totuși a îndrăznit să folosească pe Esteră să ducă să salveze poporul. Ați văzut un alt lucru la Mardoheu, că el i-a arătat potențialul care este la Esteră și posibilitățile pe care le are acum. Un mentor totdeauna îi arată ucenicului lui că locul unde este el acum, el trebuie să slujească, să lucreze. Păi de direcție arată că tu ești pus în locul ăsta pentru ca să meargă lucrarea lui Dumnezeu. Totdeauna încuraja și o provocat. E interesant cum o folosește. A provocat. Un mentor bun totdeauna te provoacă la acțiune. El te provoacă ca să miști, să lucrezi. Concluziile pe care le avem în manualul nostru. Studiind viața Esterei și a lui Mardoheu, vedem că acești doi oameni au schimbat cursul istoriei. Și noi, la rândul nostru, putem schimba cursul vieții unei persoane, stabilind relații cu persoana respectivă, învățând-o, exprimându-ne preocuparea sinceră pentru ea și bunăstarea ei veșnică. Discutând cu ea, ajutându-o să stabilească scopul în viață și provocându-o să crească spre maturitate și să ajungă la potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în el. În aceste zile, rata sinucidilor crește vertiginos, pentru că, în general, oamenii nu au un scop pentru care să trăiască. Oamenii din jurul nostru așteaptă să-i provoace cineva, să le arate că sunt deosebit și important, să-i ajute să-și descopere potențialul și să se încreadă în Dumnezeu. Și astfel viețile lor să fie schimbate. Structura societății în care trăim se schimbă continuu și numărul copiilor cu un singur părinte a crescut foarte mult. Este nevoie de tot mai multă muncă în partea creștinilor dedicați slujirii altora pentru a umple gol din viața acestor tineri, gol lăsat de părinți, ocupați sau absenți. Există o nevoie disperată de oameni care să-și ia în serios rolul de mentor, să se implice într-un program de mentor, să provoace tânăra generație pentru a schimba viețile acestora după voia lui Dumnezeu. Și acum avem o întrebare pentru noi. În ce stare sau relații sunt relațiile tale cu familia ta și cu ceilalți oameni din jurul tău? În ce relații suntem noi acum? În familia noastră și cu ceilalți oameni din jur? Roagă-te lui Dumnezeu ca să-ți arate o persoană care are nevoie să fie provocată să ajungă să fie folosită de Dumnezeu ca urmare a investiției vieții, înțelepciunii și cunoașterii tale dobândite din Scriptură și prin umblarea ta zilnică cu Dumnezeu. Trebuie să ne gândim bine care sunt relațiile noastre acum în familia noastră cu oamenii cu care lucrăm, cu care colaborăm, cu care ne intersectăm în fiecare zi,
ce relație am cu ei și cum pot să-i sfătuiesc sau să-i ajut prin faptul că îl cunosc pe Dumnezeu și îl cunosc pe Dumnezeu poate da salvare oricărui om.